Cele câteva sute de basarabeni care trăiesc în județul Neamț au mers duminică 13 noiembrie la Bacău pentru a-și exprima voința în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. 30 de basarabeni care trăiesc la Roman s-au deplasat la secția de la Bacău duminică 13 noiembrie, fie în mod organizat ajutați de primăria Roman, fie cu mașini proprii. Noi ne-am prezentat în jur de vreo 25-30 de oameni din municipiul Roman. Ne-am deplasat la Bacău. Evident că toți cetățenii basarabeni au votat pentru pro-Basarabie spre Uniunea Europeană. Adică cu Ludmila Sandu, nu? Da, evident. Da. Ne-am gândit toți în același, am gândit toți la fel. Și de pe la Piatra cât sunt? De la Piatra am văzut că a venit un autocar mai mare, nu aș putea să spun mai multe, dar în urma noastră noi ieșeam de la urnele de vot, au venit cei din Piatra Neamț care am văzut că erau la fel de organizați. Pe noi ne-a sprijinit la primăria municipiului Roman. În Roman trăiesc 100 de basarabeni care sunt căsătoriți și muncesc în orașul de la confluența Moldovei cu Siretul. Aș putea să vorbesc doar de municipiul Roman în jur de 100 de basarabeni. Și unii ai spus că au mai fost și cu mașini personale. Majoritatea au mers cu mașinile personale pentru că o parte din ei au copii, pentru că alții lucrează până mai târziu și atunci după servici merg, chiar dacă e duminică, fiecare are ritmul lui de viață. Și atunci cu toți cu care am vorbit au zis că vor merge. Și o parte a mers cu microbus. Basarabenii romașcani sunt dezamăgiți de modul în care oficialii de la Chișinău au organizat alegerile pentru miile de moldoveni de peste Prut care au ales să trăiască în alte țări ale lumii democratice. În România au fost organizate 11 secții de vot, dintre care două în București. Ce văd și eu la mass media și pe mijloacele de comunicare pe internet, am văzut că cozile sunt infernale, oamenii vin la vot. Am văzut că se derulează chiar repede, numai că nu înțeleg de ce tot vin, oamenii vin și spun că nu o să reușească să voteze toți. Nu mi-explic de ce, dar probabil o să aflăm. Pentru că legea prevede că doar 3.000 de buletine de vot poate avea o secție de votare din diaspora. Asta sunt prevederile legii. Mai sperați? Da, chiar dacă în interiorul nostru avem această temere, sperăm într-o Basarabie care se îndreaptă spre o democrație mai ok decât ce este acum. Partidul Mișcarea Populară este singura formațiune politică ce are în programul electoral ca principal proiect de țară unirea Basarabiei cu România. De altfel, în Parlamentul României, formațiunea politică a depus deja un proiect de lege referitor la unirea Basarabiei cu Bucovina. Și am să încep, bineînțeles, cu proiectul de țară a Partidului Mișcarea Populară și vreau să spun pentru toți cei care ne privesc și probabil ne vor urmări și în zilele următoare, că Partidul Mișcarea Populară este singurul partid din România care are ca obiectiv de țară unirea Basarabiei cu România. Suntem singurul partid a căror parlamentari au depus deja în Parlamentul României un proiect de lege privind unirea Basarabiei cu România într-un timp relativ scurt. Președintele Traian Băsescu chiar a punctat la conferința de lansare a candidaților Partidului Mișcarea Populară la nivel național că unirea se va face, așa cum știți și ați văzut, președintele Traian Băsescu are dublă cetățenie și cu siguranță duminică va merge și va vota pentru ca Basarabia să-și îndrepte porțile spre Europa de vest și nu spre partea răsăriteană. 13 noiembrie a fost însă zi cu ghinion. Conform rezultatelor, socialistul Igor Dodon a câștigat alegerile prezidențiale din Republica Moldova și va fi liderul Republicii. După procesarea 96,83% dintre procesele verbale, Igor Dodon a strâns 55,17% din sufragii, în timp ce candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a obținut 44,83%. Sute de persoane nu au putut să voteze după ce cele 3.000 de buletine
buletine repartizate pentru fiecare secție de vot din străinătate s-au epuizat. Prorusul Igor Dodon are 41 de ani și este deputat din 2009. A fost și prim vicepremier în guvernul Tarlev. Este absolvent al Facultății de Economie din cadrul Universității Agrare de Stat și a Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Chișinău. Conform analiștilor politici, visul de reunificare al Basarabiei și Bucovinei este din ce în ce mai îndepărtat și din cauza ipocriziei occidentale, care nu a dorit să tulbure relațiile geopolitice cu Imperiul Țarist de la Moscova.